Vreau să faceți precizare din start. Este invitația pun către Aur. Dumnealor ne-au invitat pentru că noi le-am făcut o invitație să participe așa cum a mers Uniunea Salvați Basarabie și respectiv Partidul Liberal și Partidul Popular Românesc. Dumnealor au considerat că este exagerat acest lucru și ne-au făcut în, același, în aceeași zi și noi am discutat la dumneavoastră în emisiune despre o contraofertă. Domnilor, haideți să mergem în bloc. Și domnul uh, Reniț știe despre acest lucru și am vorbit și în emisiune. Și noi ne-am gândit câteva zile și am considerat, domnilor, asta este compromisul, asta trebuie să facem, asta deci vreți să facem un bloc la propunerea Pun, dumneavoastră. Liderul PUN v-a propus bloc, dumneavoastră v-ați gândit și ați spus că noi acceptăm da. și deja s-au răzgândit cei din punct. De ce s-au răzgândit? E, e bine ca să tot Introducem o notă de claritate ca să fie foarte clar, chiar de la bun început. Evident, că această inițială, propunere inițială a fost lansată de către pun și trebuie să recunosc că am fost pe uh, um, fost printre cei care am promovat cu insistență crearea unui bloc unionist uh, comun și, și cred că s-a produs deja. Cu trei săptămâni în urmă, când a fost domnul senator, târziu, și am participat la o discuție, ca să fim mai expliciți, la care eu am fost, domnul Țicu și doamna Ana Aguțu, ei, cam, în calitatea lor de Președinte și prim vicepreședinte partid, eu, ca membru a platform, al platformei unioniste, nefiind membru de partid, și dacă îmi permiteți, chiar de la bun început, aș vrea să fac o remarcă. Chestiunile ce vizează unele ale Partidului Unității Naționale, inclusiv și chestiunile interne ale Partidului, sunt exclusiv aparțin Partidului și de aia nu pot să mă pronunț pe ele. Dacă mă întrebați pe mine vis-a-vis -vis de valorile naționale pe care le promovează punul și care coincid uh, în mare parte și chiar covârșitoare cu opțiunile mele politice, cu mult drag și cu multă plăcere. Bun, dar, dar totuși ați participat la acea discuție. A... Probabil că ați discutat cu domnul Țicu, cunoașteți care a fost motivele pentru, pentru care inițial s-a venit cu ideea unui bloc, apoi s-a refuzat, da. când s-a răzgândit. Da, da. Colegii de la PUN au considerat că ar fi fost bine să mergem într-un bloc. Deși această opțiune a fost promovat cu mult mai înainte, încă de momentul când ne-am întâlnit cu domnul Târziu. Trebuie să recunoaștem lucrul ăsta și crearea platformei unioniste din cadrul Partidului Unității Naționale tocmai a oferit această posibilitate. M Am spus, eu nu sunt membru de partid, ca și foarte mulți 10-15 persoane Aș îndrăzni să zic personalități, chiar care sunt pe listă, și aici a fost posibilitatea ca să coagulăm și să mergem pe o formulă dincolo de cea care oferta a fost făcută. Între timp, punul, obținând refuzul din partea aurului. A fost un Nu, nu a fost un refuz. Că... Fost un refuz. Nu, nu mai puțin de domnul uh -huh. Monteanu și aș ruga frumos dacă când discutăm cu tot respectul să nu ne întrerupim. Domnul jurnalist mă a rugat. Nu mai puțin. Fi. Și uh, să uh, ne, ne respectăm. Uh, punu, văzând că Uh, aurul a, din spusele Domnului, târziu a fost foarte clar, exclusiv pe listele aurului. Între timp, PUNU s-a întronit în uh, organele lui statutare. Chiar sâmbătă a fost Consiliul Național, în care a examinat cum proceda mai departe. Sâmbătă nu era nicio ofertă. Sau o altă nouă ofertă din partea aurului. Și dacă ar fi și, fost? Și să, nu știu, urma probabil colegii să -i examineze. V-am spus că nu pot să mă pronunț deciziile partidului. Dar la Consiliul Național s-a decis că s-a discutat lista și faptul că va merge deja independent, deoarece n-a fost o reacție pe potrivă așteptată de către PUN. Iată că are toată, să zic așa, odiseea preelectorală între. În ce mă privește, eu regret că nu s-a reușit coagularea forțelor unioniste sub o flamură, dar vedeți... Dar asta când vorbiți despre forțele unioniste sub o flamură, în flamură pe cine aveți în vedere? Eu uh, includ... Aurul face parte din aceste da, funcții da, adică dumneavoastră ați fi văzut cum se poate da, crea un bloc comun? Exact și de altfel dacă au uh -huh. urmărit și probabil cei care urmăresc activitatea mea am fost adeptul unei formule chiar mult mai extinse care ar fi inclus, și am pledat ferm, ar fi inclus ieșichierul, centru, centru-dreapta, unioniștii pro-europenii, uh -huh. la sigur am fi aici înglobat un segment cel puțin 60 de mandate în Parlament. Contextul și realitățile actuale din Republica Moldova ne-ar fi dictat anume această abordare, dar e dreptul oricărui partid să decidă în consecință ne-am fi dorit și eu mi-aș fi dorit că a fost membru al Dar blocului. Ați spus această poziție dumneavoastră în cadrul echipei PUN. Ați zis despre faptul că vă doriți acest bloc comun? Pentru că eu, din urmărind declarațiile da. publice făcute de domnul Țicu, niciodată ba da. n am ba da. avut ba da. intenția Domn... că dumnealui își dorește. Nu. A fost, un a fost bloc Cred comun. că v a scăpat, doamna. Nu, nu, dumnealui mi-a criticat echipa Aura, a zis că este dubioasă, a zis că au viziuni nu, diferite. Nu. Vorbi, dumneavoastră... Este un partid anti-european, anti-masc, anti la o coaliție mai extinsă. Mă refer da. la PAS. da. da. Cealaltă și, e și, de acord. Și, și eu pun. vorbesc despre a, aici. coaliție între partidele unioniste. A, aici a fost și mai departe, da. Eu vă zic, eu am făcut parte inclusiv și atunci am fost de acord. De moment, ce s-a propus? Uh -huh. Un bloc. Un bloc în care să identificăm un logo, o denumire neutră, nu nici uh -huh. a aurului și nici a punului a fost propunerea. Dar între timp ce se întâmplă, au trecut uh, uh, uh parcurs procedurile statutare, Consiliul Național, mai departe... E mai greu până în momentul în care a înregistrat deja la CEC lista electorală poate, și ești deja înregistrat la CEC, atunci poate e mai greu să dai înapoi. În momentul în care a venit propunerea și a venit răspunsul, niciuna dintre cele două partide încă nu avea și noi nu mergem actele, la CEC pe acest motiv. Nu au fost depuse la CEC actele. Adică mai era timp ca să se gândească. Mm. Dar vreau să-l întreb și pe domnul Munteanu. De ce i-a luat atât de mult timp aurului ca să ia o decizie? Pentru că eu mi-amintesc cum se întâmplau lucrurile la început. S-au încrâncenat și o parte și alta. Fiecare ziceau, nu, nu, bloc, dacă vreți veniți pe listele noastre, dacă vreți veniți pe listele noastre și o să... da, noi nu vrem pe listele okay. cuiva. Vreau să fie foarte clar, în primul rând speculația și tema mare și uh, insistențele că ar fi probleme cu unirea unioniștilor din Republica Moldova, noi o considerăm falsă și o să vă spun de ce. Și dumneavoastră știți, dacă toate sondajele arată că avem astăzi 35, cel puțin, de procente de unioniști, Haideți să le dăm posibilitatea acestora să aleagă. A, Alianța pentru Unirea Românilor este primul partid în ultimii 30 de ani, care, dacă vreți, a descălicat, a venit și în Basarabia, și a spus domnilor de astăzi, înainte nu mai facem partide separate, o să avem un singur partid pe toată România, de la Timișoara până la Tiraspol. Și noi, inclusiv eu, fac parte din aurul cel mare despre care vă vorbeam, da, cu reprezentanță parlamentară. Mai sunt există, mai sunt partide care valorile unioniste, nu da, da. avem -a. niciun alt partid parlamentar în România care își asume deschis și intransigent tema Basarabic.